Bine ați venit alături de Stimescu la Muzeu, un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de către Asociația Learning by Teaching, Muzeul Municipiului București și Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi. Atelierul Steam & See va debuta întotdeauna cu o poveste. Pentru a avea efectul scontat și a ne atinge obiectivele învățării, vom urmări trei etape, pe care le vom denumi pe scurt AVA. A, de la AUD, se va citi o poveste. V, de la VĂD, se va prezenta un exponat sau un obiect de patrimoniu. Și A, de la APLIC, se vor desfășura experimente științifice sau alte activități practice. Vom alege o carte specifică vârstei copiilor, care să ofere oportunități de învățare, teme interesante și fotografii atractive. Noi am ales cartea Sărbătoarea Fructelor de Gerda Müller. Spațiul de lectură poate fi diferit de obișnuita sală de clasă. Mediul în care are loc citirea poveștii trebuie să fie prietenos și mai ales relaxant. Profitați de timpul frumos și mai ales de spațiile relaxante, precum o grădină botanică, spațiul exterior al unui muzeu, o pădure, un parc din apropiere, pe plajă sau, de ce nu, chiar în curtea școlii. Natura poate fi ea însăși o sală de clasă. În plus, un spațiu de învățare diferit de cel obișnuit va încuraja reținerea noilor informații. Educatorul va insista pe o anumită temă selectată din poveste. Tema poate fi primăvara, grădina mea sau fructele. Cadrul didactic va urmări întotdeauna obiectivele de învățare stabilite anterior, iar prin întrebări dirijate, acesta va realiza trecerea potrivită către următoarea etapă, introducerea unui exponat sau obiect de patrimoniu. Vom face o scurtă incursiune în Muzeul Teodor Aman, care este chiar casa construită de Teodor Aman și care găzduiește o colecție impresionantă, în care avem prilejul să vedem operele artistului lucrate în diverse tehnici, în diverse stiluri și o varietate extraordinară tematică. Noi astăzi nu ne vom opri, nu vom atinge toate problemele și toate minunățile pe care ni le dăruiește această casă, ci ne vom opri punctual la un anumit gen foarte drag lui Aman și foarte bine reprezentat în general și în această casă în special. Ne vom îndrepta atenția spre natura statică a lui Aman și, în principal, natura statică cu fructe și natura statică cu flori. Vă spuneam, foarte bine reprezentate, pentru că avem diverse naturi statice în care personaje principale sunt cireșele, cele mai dragi lui Aman, dar Aman este cunoscut pentru naturile statice cu cireșe, dar mai avem căpșuni, mai avem mere, struguri, așa cum la naturile statice cu flori avem trandafiri, avem ghiocei, avem bujori, dar cumva regele tuturor acestor naturi statice cu flori rămâne liliacul Aman. Și vă voi invita să privim cu atenție două lucrări, să înțelegem în acest mod că a privi o operă de artă nu înseamnă să remarci și să te bucuri doar de o poză frumoasă, ci de foarte multe ori și în principal la Teodor Aman, în spatele pozei frumoase stă o poveste, stă un concept și în general artistul încearcă să transmită o idee prin imaginea pe care o oferă. Este foarte frumos să privim imaginea și să plecăm acasă încântați de frumusețea și perfecțiunea ei, dar este mult mai interesant dacă vom pătrunde dincolo de imagine și vom ajunge la un nivel superior. Asta este valabil în general pentru artă,
și o să încercăm să facem acest exercițiu astăzi, aici, să-l începem cu Teodora Mann și cu naturile lui statice. Activitatea practică se scufundă sau plutește. Copiii vor ghici care dintre fructe se scufundă și care nu. Va fi o activitate distractivă, iar învățarea se va baza pe observația directă. Se pot scufunda pe rând fructe, semințe și chiar legume. Pentru interactivitate, copiii pot completa pe foaia de observații dacă fructul se scufundă sau nu. Adultul poate interveni astfel cu explicații pe înțelesul micilor observatori, ținând cont de vârsta lor și informațiile deținute de către aceștia. Fișa de observații poate fi completată doar de către educator pe o coală de hârtie mai mare, astfel încât să fie observată de întregul grup de copii. Creativitatea educatorului își va spune cuvântul. Într-o primă etapă, copiii pot fi invitați să ghicească ce se va întâmpla cu fructele pe care urmează să le scufunde. Ulterior, se va consemna pe foaia de observații rezultatul final al experimentului. Copiii vor învăța astfel că obiectele care plutesc au o densitate mai mică decât apa, portocala, spre exemplu, cu coajă, va pluti pentru că este plină cu aer, iar dacă o decojim, ea se va scufunda. Datorită cojii sale, care are aer, portocala are o densitate mai mică decât apa și poate pluti. Densitate? Da! Nu trebuie să le prezentăm micilor observatori formula densității. Probabil vor fi interesați mai mult de acțiunea în sine, de a scufunda fructele și mai puțin de explicația educatorului. Fiți fără griji, scopul învățării va fi atins. Ei vor observa un fenomen și vor auzi termeni noi, precum densitate, plutire, scufundare sau chiar flotabilitate. Nu uitați de un lucru esențial. Copiii învață cel mai bine jucându-se. Dacă aveți și alte exemple de activități practice pe care le pot realiza preșcolarii, plecând de la tema introductivă fructele sau grădina mea, vă rugăm să ne lăsați răspunsul în secțiunea comentarii.